O dovadă de fair play din partea mea. Ia bătaie. Restaurante de 5, 6, 7, 8, chiar 9 stele. Cum să pierzi la Remi și să nu plângi? În viață trebuie să lupți până la final. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog aici pe canalul meu. Bineînțeles, alături de Carina, nimeni alta decât Carina. Dragilor, suntem, după cum bine știți, în Germania și Carina a zis că mă scoate în oraș. Zic Carina pentru că a fost ideea ei. Acum ea a zis că o să mă duc undeva, la un restaurant. Eu așa o duc la restaurante de 5, 6, 7, 8, chiar 9 stele. Acum vedem Carina unde mă duce. Azi că e surpriză, chestia e că o să mâncăm și că o să ne simțim bine. Cred că asta... dacă am bătăi de cap placajul ăsta, cel car după mine. Ha, uitați! Întâmplător avem și un placaj la noi, că na, românii umblă, nu știi când ai nevoie de o bucată de scândură. Știți că, uitați, avem, suntem dotați cu tot ce ne trebuie. Hai să mergem așa, în dreapta. Să mergem așa? Noi acum căutăm restaurant. În dreapta, dar aici ce avea? Sau și aici. Nu știm la ce restaurant să ne hotărâm. Mai așa, uite, mai acolo în colț, așa. Mai acolo în colț, e un restaurant în colț. Bineînțeles, Germania, opulență, altă țară, bani. Op, după cum vedeți, sunetul este din lavalieră, pentru că da, mi-am procurat o lavalieră. Vedeți, tot pentru voi să ne auziți clar. Și nu de alta, dar am și uitat microfonul acasă, ce l-aveam montat pe cameră. Stăm pe aici? Nu contează, uitați, tocmai ce am ajuns la restaurant. Bineînțeles, picnic. Picnic, că aia e, frumos. Pe bogăție și pe opulență. A fost ideea Carinei să luăm în aer liber. Bă, e o vreme superbă, e frumos afară, e soare. Avem aici tot ce bate vântul, răcoare. Carina a pregătit tot. Nu știu ce am presia că mi-a morțit mâna. Cred că am luat jumătate din casă. O avem de mâncare, că nu mai putem de foame. Vrem să jucăm și un Remi sau Monopoly, încă nu știm. Cert este că bate vântul, e frumos, suntem la umbră. Uitați, domnișoarele, cum stau. Bineînțeles, nu ne băgăm în seamă glume de țăran și chestii de astea. Că eu am venit cu iubita. Cer scuze. Stați să o ajut. Hai, iubire, să punem pătura de picnic. Hai să punem pătura de picnic. Ia. Revenim. La ce mă gândeam eu și ce am primit. Bineînțeles, restaurant de câteva stele, dar eu nu am stele. Una e cam pătrate și nu vi le mai număr, că sunt multe. Acum vă arăt ce facem. Primul lucru, renunțăm la viața modernă, da? Ne dezbrăcăm frumos. Stilul Survivor, în piciorușele goale, cum făceam odată când eram mici copii la bunici acasă. Mi se pare interesant câtă lume e aici la picnic. Și astăzi ce? Astăzi este luni. Luni. Astăzi este luni la voi, nu știu când o să vedeți voi vlogul ăsta, că mai am ceva vloguri pe care trebuie să le postez. Dar cert este că sunt mulți oameni aici în parc. Nu că n-ar avea bani, pentru că aleg... Dacă ne gândeam noi să aducem o pernă, două, ne și... Da, mai și dormeam, dar dormeam și rămâneam și peste noapte. Vă prezentăm situația cum este. Aici, secțiunea dulciuri, șervețele, Remi, apă, papuci. Acum să intrăm la situația mai dificilă. Wow, wow! Da, după cum vedeți, avem și o caserolă, stilul Survivor. Prietenii știu de ce. Uitați, chinezesc cu chinezesc. Nu știu de ce am impresia că am luat mâncare pentru tot parcul ăsta. Dar bineînțeles, noi la Survivor am învățat să dăruim. Să dăm în stânga, în dreapta. Și dacă sunt pretendenți, o să mai oferim și pe aici mâncare. Noi ne punem să mâncăm puțin. Gata, am terminat de mâncat. Avem aici și desertul, frumos. După cum auziți, sunetul s-a hotărât. Vom juca Remi. Și chiar vreau să vă zic, am descoperit un lucru nou la Carina. De ce râzi? Cred că e... Prezint că o să fie ceva. Nu.
Cred că e o tehnică nouă, cred că e de la Craiova sau așa, dar e o tehnică nouă, l-a jucat Remi și chiar am rămas uimit. Vreau să o împărtășesc cu voi. Cum să pierzi la Remi și să nu plângi în același timp? Dar, și asta e o tehnică, cred că, de la Craiova. Nu știu. Astăzi vă demonstrează el, asta vrea să zică, că eu am demonstrat, acum e rândul lui. E că ați văzut postările, nu mai e în cape vorbă de așa ceva, dar uitați cum o să facem. Noi jucăm și la final o să vă arăt rezultatul. Bineînțeles, dacă este unul dezastros pentru mine, o să tai asta la montaj. Am plecat până la mașină, pentru că, așadar și prin urmare, cred că ne lipsește o piesă de la Remi. Domnișoarele își prehânzi de aici, pe spate. Stilul de sculț. O să, dacă o să zică lumea ceva, dar probabil mă de boschetar. Asta e situația. Alo, alo? Bă, frumoasă țară, a noastră e mai frumoasă. Dar, vedeți voi, nu știm să o prețuim. Nimic. Să se vadă. S-a închis cu Joli, cu Jolică. Degeaba. Bun, înregistrat totul pe cameră să vadă toată lumea. Dragilor, de fiecare dată am primit întrebarea: ce îți place ție la Carina? Carina. Să uită Carina că nu știe ce vreau să spun. Carina are foarte multe calități, dar una din calitățile ei este faptul că e o luptătoare și de fiecare dată când cade, se ridică și niciodată nu se lasă bătută. Și credeți-mă că vă spun din surse sigure că a căzut de foarte multe ori. Chiar dacă la Remi ea bătaie mereu, ea nu se lasă. Totdeauna. Vedeți, și asta vă sfătuiesc și pe voi să faceți în viață, ori de câte ori cădeți. Poate dați peste unul care, eu știu, nu știu, vă bate la cărți, la Remi sau astea. Niciodată să nu renunțați. Să luptați ca niște războinici. Asta este Carina și asta apreciez eu foarte mult. Asta este. Trăim cu speranța că totul va fi bine și revenim cu rezultatul final. Emoții, 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 emoții. Și acum, doamnelor și domnilor, premieră mondială, a achis băiatul. Cine să-l ieși? Aici. Să închid aici sau să nu închid? Aici. Scrieți-mi în comentarii. Aici. Calmează-te. Of. Să închid sau să nu închid? Fraților, ca să vedeți, v-am spus. Eu v-am zis, ca să nu se interpreteze sau chestii sau cotet. V-am zis, în viață trebuie să lupți până la final. Și cel mai dulce este gustul victoriei, fraților. Victorie. Ce e ăla, Joker? Nu, Joker, că închideam cu ăsta. Bum! Am închis băiatul, am câștigat, fraților, uitați, da? Victorie, am închis. Gata, gata! Mă, că de aici tai și până la munta. Atâta a rămas. Am jucat 3.007 runde. Deja câștigasem pe la runda 3, mi se pare, ceva de genul. 1530 la 1165. Am și pierdut la Remi. Nu, și pentru că vlogul ăsta e despre povațe și învățături. Chiar vreau să învățați. Astăzi, o dovadă de fair play din partea mea, s-o las pe Carina să câștige. Am lăsat-o pentru că e fată, băieți. Lăsați fetele să câștige. Asta am făcut și eu astăzi. Și cu siguranță undeva în cer răsplata va fi dublă. Deci, după cum observați, astăzi am făcut un om fericit. Pentru că asta e menirea mea în viață, să fac oamenii fericiți. Dar voiam să vorbesc cu voi și chiar voiam să vă spun, să știți că
Încerc să citesc toate comentariile pe care voi mi le lăsați la videouri. Sunt mare parte, sunt foarte frumoase și vă mulțumesc din suflet pentru susținere. Am și comentarii răutăcioase că așa e normal, cred, să ai și puțin hateri. Suntem într-o zi de luni în care, uitați, rața, paște, oamenii pe pagiște. Aici lumea termină munca și efectiv uite, cu o boxă iese. O boxă se relaxează, bea ceva, vorbește. Se relaxează, te relaxezi, mai socializezi, mai vrăjeală a găsi. Mă rog, în cazul nostru, zic în cazul oamenilor, în general, care sunt liberi. Glumim, Caterinca, mă, doar mă știți. Pă, Caterinca, pă, astea. Ne bucurăm că și voi vă uitați la vlogurile pe care noi le mai facem. Vă iubim, vă pupăm, nu uitați să vă abonați la acest canal, bineînțeles. Să dați un like și, de ce nu, un share pe story sau pe obositul Facebook. Și bineînțeles, aprindeți notificările, care sunt cele mai importante. Să fiți la curent cu tot ce postez eu. V-am pupat!